Având în vedere restricțiile cauzate de către pandemie, precum și restricțiile de circulație după ora 23, Primăria Brașov a luat decizia de a organiza un eveniment care să marcheze trecerea către anul nou împreună cu brașovenii. Față de anii anteriori, nu vom avea spectacol organizat în Piața Sfatului. Tocmai de aceea, am dorit ca brașovenii să poată sărbători trecerea dintre ani cu un spectacol de artificii pe care îl vor putea urmări din casele lor. Acest spectacol se va desfășura din trei locații diferite care au întrunit condițiile tehnice și de siguranță și care au fost alese în așa fel încât cât mai mulți brașoveni să se poată bucura de aceste focuri de artificii. Sperăm ca anul ce vine să se apropie cât mai mult de normalitatea pe care o cunoșteam înainte de 2020. De aceea, vom continua să fim responsabili, chiar și acum când sărbătorim acest moment important. La finele unui an istoric, vă urăm la mulți ani și un an nou în care greutățile acestui an să rămână istorie.